Salutare dragilor și bună dimineața, cel puțin din partea noastră, pentru că este dimineață, iar astăzi ne aflăm la târgul din Prejmer, lângă Brașov. Este pentru prima dată când sunt în acest târg și sunt curios ce e pe aici, nici nu știu pe ce parte să o iau, am luat așa să fac o tură. Eu am venit în special pentru că am auzit că este un târg mare și sunt mulți cai de vânzare pe aici și se fac și probe cu cai, dar abia ce am intrat și nu-mi dau seama unde ar fi cai sau alte animale. Deocamdată sunt pe aleea cu vechituri, unelte la mâna a doua, mașini de tot la mâna a doua, biciclete, până și încălțăminte la mâna a doua, haine. Haideți să mergem să vedem acest târg. Din ce am înțeles ar fi destul de mare târgul, dar nu știu cât de mare. Vedem acum. Clar, oricum, e mult mai mare decât un târg așa de la un sat normal. Uitați, mă, la mâna a doua aici. Deci vezi, toată partea asta sunt e cu haine la mâna a doua. Bocanci, încălțăminte. Astea mă interesează mai puțin. Cred că sunt secohan importate de afară, că prea sunt multe și mulți. Dar nu știu dacă vom avea parte să vedem cai astăzi. Nu, să mi-aș fi dat seama cu unde sunt. Da. Probabil nu e mereu. Despertă! Gucci, Puma. Tocmai am întrebat pe cineva și din ce înțeleg s-a terminat cu târgul de animale. Nu se mai vând animale, nu se mai vând cai. Într-un fel sau altul am venit cam degeaba pentru că eu vreau mai mult să văd cai. Din ce am înțeles eu, se făceau și probe de tracțiune, erau cai frumoși și alte animale, dar din păcate nu se mai vând. Probabil că nu se mai permite, nu știu care este ideea. Și în rest este un târg normal. Foarte multe vechituri, dar și haine de dragonul roșu, unelte, chiotoșcolac, un mic. Aici ai și pompoare, scule, cuțite. E ceva lume. Din ce înțeleg, acest târg se ține în prima duminică din fiecare lună. Deci nu e în fiecare weekend sau așa. În prima duminică din orice lună. Dar e slăbuț. I-am spus cineva că e mare, că e câteva fructe. Bine, da.
pentru un târg la sat sau comună, cum e Preșmerul, e în regulă. Încă se vând hamuri și curele de cal și asta. Vrâuri. Moale. Așa ce trebuie să fie. Struguri, vin, șosete, ceaule, haine și se vorbește foarte mult maghiară pe aici. Parcă aș fi la unguri, nu la noi în Românica. Se zgomotul de la un generator. Langoș. Vrei un langoș? Varză, 2,50 kg. Cum e, baby? E bine sau nu e bine? 15 lei pe stăile. Butoaie. La priză. Hai să intrăm puțin și pe mijloc aici. Dacă am venit 100 de kilometri până aici. Da, sunt doi cai în mașină acolo. Deci a trecut o mașină și am auzit nechizatul cailor. Cum se duce cu ei? Dar doar doi? Hai să intrăm și pe aici. Unde se duce mașina aia cu caii? Da, așa scrie. Savarin și Amandin, nu? Cu pâine de casă. Domnul, eu vorbesc din doamna de la cumnatul tău. Eu nu vorbesc la ceva. De la... Da, am mai dat așa o mică tură pe aici. Nu prea am ce să filmez. Nu mi se pare nimic interesant. Bicicletă la mâna a doua, import Germania, bănuiesc. Am eu bănuial așa. Alte mașini de pe Sierva. Eu nu aș avea încredere să le cumpăr pe asta. Poate funcționează acum, dacă când ajunge acasă, nu știu, n-ai nicio garanție. Și niște iepuri mari, frumoși. Sunt belgieni, nu? Da. Iepurași. Foarte frumoși. Cu cai, când s-a terminat aici cu târgul de cai? Cu târgul de cai. Cred că în pandemie atunci. Am văzut pe YouTube un clip de acum 5-6 luni și încă mai erau cai. Anul ăsta n-am văzut. Nu ne-am mai lăsat nici cu păsărele, cu nimic. De cât iepuri? Povrici. Am înțeles. Floricele și... Mulțumesc, sănătate! A, uite și niște... Este un câine frumos aici și... Ce rații sunt astea? Ei, alergător sunt cu aici. Nu știu. Nu se leșești. Ce? Nu știu. Sunt bine la să se ia, ce frumos sunt ăștia. Mă, frumoșilor, mă. Da, câțiva iepurași, câțiva câini, două, trei rațe. Ai văzut că a zis că nu-i mai lasă.
La Văleni iar nu se mai vând animale. Nu vrea să ne lase să mai creștem, îți dai seama că... Da. Să creștem animale nu, să vindem nu. S-a pus Uniunea Europeană. Că are, că nu le convine că suntem gospodari și nu importăm de la ei animale de... De mâna a doua, că n-au nicio vinere, dar majoritatea animalelor care cresc în Uniunea Europeană nu vor lumina zilei, pentru că nu există gospodării, la ei se cresc numai industrial, să zic așa. Nici la mici n-a mai rămas. Nu știu ce fac acum, ori merg prin Brașov, că știu că și pe acolo e un târg, poate chiar două, nu știu. Vedem. Să vedem ce-i târgul ăsta. Primul târg unde am plătit intrare, nu? 3 lei intrarea în târg. Și cred că este un târg de vechituri. Dacă nu am fost mulțumit de cel din Preșver, am zis să caut repede alt târg. Am dat pe Google Maps, am scris târg și m-a adus la locația asta. Hai să vedem ce e pe aici. Oricum, cred că prahovenii sunt norocoși cu târgurile pe care le au. Adică și eu sunt prahovean. Dar mă refer și la ceilalți. Cel puțin față de Brașov și zona asta. Cel puțin observ că aici se vorbește românește. Te pui tu geam dacă vrei. Hai că scaunele astea sunt frumoase. Frumoase astea. Gantere. Ceva lansete. Foarte mulți iubitori de artă aici la Brașov. Multe tablouri. Așa, da. Păi ce să mă luăm puțin pe aici și alternați cu târgul ăsta. Uite, sunt niște undițe acolo, luăm și dăm la pește aici. Voi ce părere aveți, dragilor? Lăsați acolo un comentariu. Cei care ați văzut târgurile din Prahova față de târgurile astea, două pe care le-am văzut astăzi. Ei, acum, de cât de loc e bine și așa. Bicicletele astea arată binișor. La mâna a doua, la fel. Alte biciclete. Am uitat aici o cheie de asta franțuzească, serioasă, nu? Sau ce ăsta? Nu, cum îi zice la ăsta? Schubler? Parcă? Menghină?
Dar seamănă cu șublerul ăla din Mosolasa. E cu la tanschie francezească, dar am greșit. A, la când mă pricep eu la scule. Uite, aici avem aici un loc unde putem să mâncăm niște mici. Ce zici? Tu vrei? Să mâncăm aici niște mici sau să mergem undeva la un restaurant după ce plecăm de aici, la o terasă? Cum vreți? Mergi la o terasă undeva, bem și o cafea. Dacă toți suntem în Brașov. Păi, cel puțin aici nu mă simt străin, în Preșmer acolo. Mă simțeam străin, nu mă simțeam la mine în țară, ca să zic așa. Uitați ce frumos e. Copiile s-au ascultat foarte tare. Uite ce frumos e stat de aici. Chiar e frumos să țin un bar undeva, știi, dacă ai. Frumos. Uite, bandă de alergat. Să faci, vii și faci fitness aici. Direct. Iarăși. Un tablou cu geamul spart. El e drăguț așa. Peisaj de munte, cu o bisericuță acolo, două, trei case. Ca să vedem tablourile. Uite, asta e frumos tablou, n-ai ce să zici. Asta chiar e frumos. Și cu rama, da, tot. Foarte frumos. Da, dar e frumos. Așa, și ce lapură este, măi? Stânga aici. Deci zici că suntem într-un ghetou de ăsta, așa... Într-un ghetou de ăsta, nu american, dar nu știu. Ia uite, astea cred că vin din Anglia, din Scoția. Dacă ne-a îndemnat Iohani să jucăm golf, ar trebui să ne luăm și noi două crosuri. Te vând dacă nu te scriști aici. Ormoloci, ia un talpa mai înalt. Așa. Hai pe aici, așa și... Eu cred că în târgurile astea de vechituri, dacă ești colecționar de nostalgie, gen pe vremea lui Ceaușescu, găsești multe. Știi? Că sunt colecționari. Hai că aici s-a aglomerat. Astea sunt frumoase. Ce era? Tablou. De tablou, zici sau de sculptură? Da. Cum spuneam, mulți iubitori de artă aici. Ia-mi că ceva. E aici, e aici, e mai stica de gen. Am câți niște are gen. 600, sabie. Aparate de astea vechi de fotografiat. Care de ce bela e? Linia asta de Moscova. E de la pe... Da, de ăsta n-am văzut. Până acum. Foarte tare. Da, cu manivel, așa.
Iată, cam asta e și cu târgul ăsta. Târgul, cum se numește? Flea Market. Flea Market. Dar mai e un târg în Brașov. Ăsta și încă unul. Uite, ceasuri de astea de buzunar, foarte frumoase. Păcat că nu se mai poartă acum. Da. Deci să te spunem pentru colecționari. Și timbre vechi. Voi se ține după tine? Da. Deci ce spuneam mai devreme, dacă sunt colecționari de diferite chestii vechi, turburile astea sunt bune. Uite, iarăși bagnote vechi. Mexico. Rupii. Mașinuțe. Hai, că am stat tot așa după ei. După vremea de Ceaușescu cu mașinuțele. Dacă aici a fost, cred că, sala de fitness, sau mai fi, sunt aparatele astea, sau ce-a mai rămas din ele. Apoi, că mă tot cu. E pe ăștia? 30. Da. Pe cine e probabil să ne permite? Un jumătate. Păi nu, că spus să copiați. Eu nu știu. Și la lapte ai vestea? Ți-am dat și mie ăsta, ce ești, prei? Da. Și cât e? 30. 30, 25. Și ăsta e greu cu șoc? Da. Îl vreau pe ăsta. Da. Că nu trebuie suport. Spray de gură. De gură? Da. A, și ăla e, are mai mulți mililitri? Da. Deci dă-mi pe ăsta. Să nu mai stăm cu 5 lei restul cu asta. Da. Mersi frumos. Vânzare bună. Era de urs? E, de urs. Spre, de gură. De gură altuia, nu? Da. Păi merge și de urs, că dacă mergi în pădure și... Dacă urs și vă bate vreo 10 metri. Păi nu, dar și în pădure, dacă dai cu spray, bate vântul, să zicem, direcția în care trebuie, sunt animale, nu vin nici la spray de ăsta, de sub braț, mai ales dar ăsta. Deci sunt, vorbesc serios, la artă, ia uite aici ce cuier frumos. Deci aici, dacă vreți artă frumoasă. Uitați ce cuier frumos ăsta, tu, deci e regal. Asta dacă ai un șemineu în casă, frumos. Ce masă frumoasă, lemn masiv. Da. Tot din lemn. Uite și cum sunt scaunele. Da, chiar sunt frumos. Uite, chiar și paharele și toate astea sunt bune. Schimbă calitatea aia pe ei. Sunt deja obiecte de artă. Uite, și ceramică frumoasă. Thank you.
Și gata, hai să ieșim de aici. Aoleu, am la telefoane, am întors. Am eu două, dacă vrei, dau eu două. Ce? Telefoane. Gata și cu acest târg. Sincer, mi-au plăcut lucrurile acestea de artă, ceva m-a arătat. Chiar sunt frumoase și bănuiesc că au și căutare pentru colecționari, pentru... Arată casele brașovenilor, ai văzut că și peste tot pe unde am stat la hotel și la asta era câte un tablou, câte o chichiță, câte ceva deosebit. Da. Da, astea mi-au plăcut, deci chiar mi-au plăcut. Pentru ei e un târg. Adică nu sunt doar vechituri de-astea nemernice după vremea lui Ceaușescu și care n-ai ce face cu ele. Am oprit în Râșnov. Am zis să ne întoarcem pe partea asta, Râșnov, după aia pe deal. Și am oprit aici să mâncăm ceva. Și după cum observați, este duminică și totul este pustiu. Am venit în zona unde erau ceva terase, ceva restaurante. Totul este închis. Și nu e nimeni pe stradă. Și din ce înțeleg, cetatea ar fi în renovare. Și cred că ăsta e și motivul. Nici o cafenea, nimic. Am trecut mai devreme, într-adevăr, pe un hotel care avea o terasă și părea să fie cineva pe acolo. Dar uitați-vă și voi cum arată centrul Râșnovului într-o zi de duminică. Nimeni. Uitați, Bar Lost Cafe. Închis, 3 stele. Bruno, nu mai mă trage, mă. Baby încearcă să găsească o toaletă. Scrie acolo spre toalete, dar e închis și acolo. A, pe aici prin centru e frumos. Parcă Bruno nu mă lasă să stau liniștit și vrea să cheie și el toate bordurile, toți stâlpii, toți pereții. Pensiunea Steffi, fitness sauna. Să vedem puțin pe aici, așa. Dar cred că ne suim în mașină și luăm spre Predeal. Vă salut! Cetatea este renovare? Nu, nu știți. Am văzut acum pe internet, că le-am venit să vizităm și noi pe aici și... Am înțeles. Dar de ce e totul închis pe aici? Da? Da. Ah. Deci... Păi o terasă căutăm, să mâncăm ceva. La 12? Da. Sănătate! Păi cred că merge spre... Merge la Predeal, nu? Sau unde? La Sinaia, când e pe variantă. E pe stânga, o pensiune mare cu hotel, cu astea. Păi în Sinaia, pe la Sinaia avem Predeal, Bușteni, găsim unde să mâncăm. Da. Nu știu că la 12 deschide. Ma, la 12. Nu, hai la mașină, că... Stăm degeaba pe aici. Ce nu trebuie vreun om? Prin la prea benzinărie. Ce vrei să faci? Mergi la paie? La benzinărie, da. Eu mă iau pe aia. Da, deci duminică până la ora 12. Duminică până la ora 12 nici cafea n-ai unde să o bei aici. Păi nu, dar de la Brand după aceea să ne întoarcem înapoi. Nu e în drum spre casă. Hai la mașină și oprim la o benzinărie. Așa e frumos. Ce înseamnă? Ești cu
ce frumos. Până la urmă am oprit în Bușteni și am venit aici la terasa Caraiman din centru, unde știm sigur că are mâncare, că e deschis, că e totul în regulă. Și și atmosfera plăcută, stăm la terasă. Hai să vedem ce servim. Cine? Bruno. Ah, Bruno. Nu mă ascultă, mă, deloc nu mă ascultă. De ascultător, nu? Bruno. Hai că mi-e foame de nu vă văd. Hai să vă apucă niște menius pentru... Noi putem să le apucăm. Ciorbe. Are ciorba de burtă, 27 de lei, s-a scumpit și aici, peste tot s-a scumpit. Nu mai sunt prețurile care au trecut. Ciolan a fumat, varză, ciolan a fumat fasole. Deci atât ai vărât și de mâncare, mie nici nu mi-era foame. Dar m-a luat o foame de atâta mâncare vorbită. Ah. Pe tot, pe zi, seama de la Brașov până la Bușteni, o col. Bă, dar e sunt ciolan ăsta, mă, 48 de lei. Și toate s-au scumpit, domnule, da? Da. Este tot, ne-am uitat, noi am verificat. Vom ieși mai rar la terasă, ce vreau să fac. Clar. O dată pe sezon. Da. Da, vezi că nu vine să aducă și un meniu, dar un meniu la masă. Și în sfârșit a venit și mâncarea. Baby, ce ți-ai luat? Mușchiuleți de porc pane cu cartofi prăjiți. Aici un ciolan de fasole corect și cu ciolan de porc cu fasole. Nici mai știu să vorbesc de fapt, ciolan de fasole. Și tata la fel, ciolan de fasole. Fasole cu ciolan. Fasole cu ciolan și șnițel de porc. Da. Cartofi prăjiți. Hai, poftă mare. Ce să mă zic, hai să... Avem poftă. Iau și un tacâm de aici. Ultima oară am mâncat ciolan de fasole la Gura Viham. Da, nu știu ce am cu ciolan de fasole. Și am dormit o oră aseară, de la 5 la 6 și am și condus până acum. Și ora aia terorizată de Hercule. Da, m-am culcat la 5, la 5 jumate m-a trezit Hercule, că vrea afară. Pisica. O să vedem. Care-i bune de aia, bomba, da. Cum e? Bun. Bun, ia să vedem. Fasolea. Da. E cum trebuie. Poftă mare. Poftă bună.